N-aș vrea să încep înainte de a mulțumi Bibliotecii Naționale pentru găzduirea acestei prime întâlniri și aș vrea să spun că se deschide Cartea de Onoare a Bibliotecii cu această întâlnire și sper să ne vedem de-a lungul anilor pe prima pagină acolo, că prima manifestare în Biblioteca Națională a fost făcută cu lansarea unei cărți în cadrul Asociației Bibliotecarilor. De amintiri, Biblioteca Națională și-a și manifestat dorința de a ne găzdui aici, așa cum se întâmplă și în alte țări ale lumii unde asociațiile naționale ale bibliotecarilor se află în Biblioteca Națională și mulțumim și pentru acest gest extremat de bun, pentru că am rămas orfan de spațiu, cunoașteți condițiile în care noi am fost aruncați din Biblioteca Centrală Universitară din București. Mă bucur că sunteți atât de mulți. E o surpriză absolut plăcută. Noi ne așteptam așa din oameni, dar cred că sunt aici pe 890. Acest lucru trebuie să-l înțelegem, și-ar vrea să-l înțeleg, nu numai că ați venit să vedeți Biblioteca Națională, ci ați venit încă pentru două lucruri. Să asistăm la lansarea Ghidului de Cultura Informației și, deopotrivă, să ne vedem unii cu alții, pentru că unul din rosturile întâlnirilor publice este acela de a intra în contact direct cu alte persoane și a transmite mesajul direct și pe alte canale. Avem aici, în afară de bibliotecari, soțiți din multe locuri din țară, pentru care ne mulțumim, dovedim încă o dată că suntem o comunitate unită care ne înțelegem bine rostul și scopul nostru în societate, în rândul cititorilor și într-o misiune națională pe care o avem de îndeplinit, de a difuza cultura și informația. Sunt de asemenea prezenți aici mulți prieteni ai bibliotecii. Avem sponsorii noștri care an de an sprijină asociația noastră. Avem Institutul Cultural American prezent aici, care e foarte strâns legat de ceea ce facem noi astăzi aici și de conceptul acesta de cultura informației. Avem Institutul Gheorghe, care an de an organizează câte un seminar pentru bibliotecarii români și alți colegi și prieteni ai noștri de la anumite firme, EBSCO, Procuies, care de asemenea sprijină cultura. Anumite cultura ea nu este lucrurile poate supraviețui dacă nu e sprijinită și pe alte canale și ne bucurăm că se vedeți oameni de bine care înțeleg rosturile unei culturi, rosturile comunității bibliotecare de a fi sprijinite. Pentru că România e o situație mai precară a bibliotecarilor, în sensul în care continuă să fie marginalizați în ciuda eforturilor noastre. În schimb, noi suntem o breaslă unită, o breaslă care ne iubim, și uite, mă uitam la doamna Monica Dragan, care de atâția ani și a bibliotecară lucrează cu noi, înțeles în cooperare, la Ina Weber, de la Institutul de și alte colegi care foarte strâns au fost legate de activitatea noastră și ne-au sprijinit ori de câte ori a fost necesar. Sperăm ca în viitor aceste relații să se dezvolte într-un sens pozitiv. Acum, legat de momentul întâlnirii noastre de astăzi, aș vrea să spun câteva cuvinte despre noul concept de cultura informației, înainte de a da cuvântul cu autoarei acestui ghid, doamna Repanovici, profesoară Repanovici. Și anume că acest concept a fost introdus oficial la noi abia în 2009, în cadrul conferinței de la Constanța, la insistențele doamnei profesoare Repanovici, care trebuie să vă mărturisesc că deși a fost bibliotecar, n-a fost bibliotecar, e profesor la universitate, dar e foarte strâns legată de meseria aceasta de bibliotecar. Și se numără dintre oamenii care sunt în avantgarda profesiei. Deși este inginer de profesie și nu o să priviți oarecum de literați inginerii, dar însă e cu totul excepțională prin ceea ce face persoana întreprinzătoare, participă anual, cred că cel puțin de 20 de ori la diverse conferințe, deci e foarte bine pusă la punct cu ceea ce se întâmplă în lume și noi ne bucurăm că avem între membrii acestei organizații o persoană ca Dumnezeu. Deci, conceptul acesta de cultura informației a fost după anul 2000, s-a dezvoltat în anumite țări și el a fost impus de fapt de dezvoltarea informației electronice. Adică în măsura în care s-au înmulțit numărul de publicații de alt gen decât cele avut ca suport hârtia, deci informațiile electronice, oamenii au trebuit să învețe,
să învețe să utilizeze informații. A învăța să utilizeze informații este o treabă foarte ușoară, pentru că presupune anumite tehnică. O tehnică care trebuie deprinsă pentru a beneficia plenar de informații, trebuie să știi să o cauți și să o găsești. Iar acest lucru nu e deloc ușor. Nu e deloc ușor și trebuie de aceea, trebuie lucrurile pe care se sunt foarte bine instruiți, cum se folosește informația și apoi să transmitem altora cum să o folosească. Deci este o treabă destul de grea. Noi am organizat două cursuri, să zicem, de pregătire la Baiana Brașov, unul pentru studii superioare și pentru studii medii, bine satisfăcătoare la mulțimea de cereri, că au fost peste 100 de cereri numai la ultimul curs cu plecare școlar, grație ajutorului oferit de ambasada americană, am putut să ținem aceste cursuri, am putut să transmitem informații de ultimă oră. Un greu restrâns de oameni, de fapt, cu 3 zile, care au predat acolo și care au încercat să familiarizeze webinarul cu ce înseamnă noua tehnologie, noua tehnologie principală de regăsire a informației. Asemenea, cursuri se țin în alte părți, regularitate, cu deosebit bibliotecile universitare, unde se dechifrează informații de ultimă oră și mai ales informații electronice. În America, de exemplu, ne-am beneficiat iarăși de un ajutor activ la mine cu doamna directoare și cu o altă colegă. Am văzut în bibliotecile americane cum se fac aceste cursuri, deosebit cum participă studenții, dar nu numai studenții. Participă și cadrele didactice, pentru că și ei trebuie să învețe cum se utilizează informația din bazele de date. Noi am promit, în deosebit în bibliotecile universitare, o campanie de instruire a oamenilor. Însă e mult prea puțin față de nevoie. Deci, asistăm la o avalanșă a informației, a neputinței noastre de a o stăpâni această informație și a nevoii de a instrui pe cei care îl utilizează cum să o folosească mai bine. Pentru că zadarnic cumpere niște bani de la plătere niște milioane, costă 2 milioane de euro și nu știi să le utilizezi. Deci, o mare problemă, o problemă de actualitate și de supraviețuire la nivelul epocii moderne și epocii actuale. Așadar, cultura informației este un concept pe care noi îl traducem information literacy. Deci, un fel de instruire, informare, educare, informare, dar noi cu colegii am găsit un nume mai frumos, românește, și am zis cultura informației, să spune așa frumos. Un concept care poate să cuprindă toate activitățile legate de informarea utilizatorilor în regăsirea informației. Deci, de ce vorbim noi foarte mult de regăsirea informației? Pentru că informația este introdusă zi de zi de către regăsirea, dar regăsirea se face prompt în acel moment. Și ca să știi să o regăsești, trebuie să stăpânești și instrumentul foarte bine. Ei, noi suntem pe această cale de a stăpâni instrumentația necesară de a regăsi informații. Ca urmare a acestor cursuri de la Brașov și ca urmare a sponsorizării făcute de Centrul Cultural American, noi am reușit să realizăm, adică doamna profesoară Lepală, cu țarătate este carte ghid de cultura informației, în care foarte clar, foarte simplu, foarte inginerește, fără să faci avantură, cum să începem în alte părți. Ce este foarte clar și foarte clar, ne explică care sunt căile de a ajunge mai repede la informații, care sunt instrumente. Pornești de la instrumente clasice, cum fi catalogul în bibliotecă, poate ajungi la instrumente de astea moderne, la căutări cu bază de date, la căutări pe internet, adică cititorul este pus pe o pistă bună în a regăsi informații. Firește, nu e suficient ce scrie aici, dar este un punct pe care e foarte util, pentru că în felul acesta facem pași mai departe. Încet, încet, învățăm, ne instruim și n-am putea să zicem chiar, în ciuda celor făcute, alții au o tehnologie mai bună, americanii și alții, dar să știți că bibliotecarii noștri nu sunt mai buni cu nimic, ca gândire, ca acțiune, ca mentalitate. Deci, noi trebuie să fim mândri că ne aflăm undeva sus, în partea superioară a profesiei și știm să lucrăm în sprijinul utilizatorului. O problemă complicată pentru România e aceea că autoritățile nu prea ne acordă sprijin. Am fost odată la o conferință în și să discutăm cum asociațiile de bibliotecari pot să câștige mai mult în ochii
și nouă niște informații. Nu le-am dat la dumneavoastră, mi-am trimis a doua scrisoare, mi-am trimis adresa scrisoare până când vrei să vedem. Deci, insistența este foarte importantă și firește rolul unui loc de muncă să dovedească capacitatea intelectuală și, rolul pe care îl are el ca om care dispozează informația, care dispozează. Deci, e foarte importantă poziția noastră individuală în cadrul acestui proces. Că dacă lăsăm să treacă toate astea și nu mișcăm niciun fel, nu ne manifestăm niciun fel, să zic că este limitat. În sfârșit, mă opresc aici cu aceste scurte cuvinte rostite. Poate n-am rostit mai mult pentru că suntem atât de mulți aici și e bine să ne mai auzim din când în când, pentru că noi ne-am auzit odată bine, dată cam la Conferința Națională și restul mai puțin. Sigur că avem și reviste de specialitate, Biblioteca Națională avem doar revista Biblioteca, are și o revista Bibliotecii Naționale, Asociația Bibliotecarilor are o revistă pe nivel academic, Studiul pentru Cunoaștere și Știința Informării și așa mai departe. Există și o revistă la catedră. Colaborarea este, așa cum este ea, este foarte, foarte bună, dar e nevoie să sprijinim pe cei oameni care vor să facă profesie. Bun. Doamna profesoară de bani de discuție, îmi mulțumesc foarte mult, este unul dintre oamenii care știe și lucrează bine pentru, meseria aceasta și a realizat acest tip de cultură informatică. Dar pe care l-am revăzut și noi, nu am spus pe aici, pe acolo, cum ar trebui făcut și așa mai departe, și sperăm că o carte care, iarăși, grație sponsorizării, o difuzăm gratuit în țară și dumneavoastră tuturor celor prezenți aici pe prezentat, va trebui să stați la rând dacă vezi câte un autograf de la autoare. Asta e singura, singur de jur mai mare din partea dumneavoastră care trebuie să, le depuneți. Acum, misiunea mea s-a încheiat în acest moment de prezentare a doamnei Lepanovici și a situației bibliotecare din România. Voi invit la microfon și eu cu doamna Lepanovici, dragi, să vedeți.